Polițiștii buzoieni au demarat deja controle pentru depistarea celor care vând ilegal petarde și artificii. Potrivit legii, pot fi vândute publicului doar materialele pirotehnice din categoria 1. Din păcate însă, ca în fiecare an, artificii sau petarde foarte periculoase din categoria a doua sau chiar a treia sunt deja vândute pe internet sau în diverse spații publice. De sancțiuni sunt pasibili nu doar comercianții, ci și pasionații de efecte pirotehnice. Cei ce nu respectă regulile privind deținerea și utilizarea articolelor pirotehnice pot fi sancționați cu amenzi de până la 7.500 de lei. Polițiștii le recomandă buzoienilor să anunțe prin apel la 112 cazurile în care se folosesc petarde cu zgomot asurzitor. Au început înscrierile în competiția Destinația anului 2025, o întrecere care ajută la descoperirea de noi locuri frumoase și necunoscute în România. Concursul se desfășoară în cadrul a 6 categorii: orașe care inspiră, stațiuni balneoclimaterice, tărâmuri fermecate, sate de poveste, distracție și aventură, precum și cultură și educație. În 2024, județul Buzău a fost prezent în etapa finală a cele mai importante competiții pentru destinațiile turistice la 3 categorii. Geoparcul UNESCO Ținutul Buzăului s-a calificat la categoria Tărâmuri cu tradiție și istorie, Conacul Grigorescu și Cetățuia la categoria Experiențe gastronomice, iar Hadar Chalet la Cazări Epice Butic. În acest an, pe lângă Ținutul Buzăului, este foarte posibil ca județul Buzău să mai propună alte două destinații. Este vorba despre Sărata Monteoru la categoria Stațiuni Balneoclimaterice și Hubul Țărănesc Zestrea Bisoceană la categoria Sate de Poveste. Unul dintre simbolurile stațiunii Sărata Monteoru a fost scos la vânzare. Este vorba de complexul hotelier Casino, care va putea fi cumpărat pentru aproape 2,7 milioane de euro. Construit în anul 1974, cu o extindere adăugată în 1984, complexul se întinde pe o suprafață de 6.000 de metri pătrați, cu încă 2.000 de metri pătrați de teren în folosință și a fost restaurat și modernizat pentru a-și păstra farmecul arhitectural original. Turiștii care se cazează aici beneficiază de 70 de camere de cazare, 2 restaurante și 3 terase, piscină interioară cu apă dulce, piscină exterioară cu apă sărată, saună umedă și uscată, salină, baie romană și jacuzzi, o zonă de casino, un bar, precum și o sală de conferințe.